Așadar, să înceapă spectacolul la Televiziunea Română! Dragi prieteni, probabil nimeni nu-și imaginează cum un mal de râu poate despărți familii, poate uni destine, poate reîntregi sau poate împlini vieți. Ei bine, Prutul, acest râu uneori dureros, este și durerea Basarabiei, este cel care a strâns și încă o mai face vinovăția și uitarea. În momentele următoare am două invitate care s-au regăsit oarecum târziu în viață, dar care au legat o relație de nezdruncinat. Este vorba despre o mătușă și o nepoată. Mătușa o știți cu toții, actriță de succes, om de televiziune, ani de zile, aici la TVR și cântăreață de bossa nova, cu un chip pe care n-ai cum să-l uiți. Nepoata însă este star în Basarabia. Una dintre cele mai populare scriitoare ale momentului, poetă, textieră, membră a Uniunii Scriitorilor din ambele țări, este de proveniență din Ungheni, a urmat Facultatea de Litere la Chișinău, iar universul său poetic este doar lumină și bucurie. E o mamă onestă, sinceră, un om solar cu multe performanțe, așadar, doamnelor și domnilor, aplauze pentru doamna Ileana și Radmila Popovici. Mulțumesc mult pentru bine ați venit. Invitație. Vă mulțumesc că sunteți aici. Trebuie să spun doamnele Ileana și Radmila Popovici, pentru că pe Radmila îți mărturisesc că am cunoscut-o astăzi și este specială și înainte de a o vedea m-am informat foarte bine și am citit și câteva versuri și mă bucur că astăzi sunteți împreună la Televiziunea Română. Pentru mine e o mare bucurie în primul rând că am cu ce mă lăuda, cu nepoata mea, și îți mulțumesc ție că te-ai gândit să ne unești din nou. Și apreciez foarte mult ceea ce faci pentru românii noștri de dincolo de Prut, că nu-mi place nici Basarabia să mai spun, nu-mi place să spun. Și m-a atenționat și Radmila că ar fi mai corect să spun românii de dincolo de Prut. Deci mulțumesc pentru toată atenția care o dai acestor oameni speciali și care au nevoie de dragostea și de atenția noastră. Și tu ești unul dintre cei care faci lucrul ăsta cu foarte mult devotament și trebuie să-ți mulțumesc și pentru faptul că ne-ai adus aici împreună, zic, în casa mea Televiziunea Română și cu iubita mea nepoată, cu care chiar mă mândresc. Radmila, povestește-ne așa pe scurt, cum a fost această redescoperire, dacă vrei, a legăturii voastre acum 15 ani? Era în luna august a anului 2012, în satul Florițoaia Veche, de unde vine tăticul mătușii Ileana, Valentin Popovici, și de unde se trag părinții mei. Se atestau 375 de ani ai satului. Mătușa a fost invitată de către o altă moldoveancă din partea noastră de Prut. I s-a șoptit că va fi o sărbătoare la Florițoaia și ea a considerat că e momentul în care poate să-și vadă cel puțin locul de pe unde a pășit tăticul când era mic, dar și poate găsește pe cineva dintre cunoscuți, dintre rude, care mai țin minte că a existat Valentin Popovici în sat. Ei bine, ne-am întâlnit în curtea unei mătuși, unei alte mătuși, Ana, și când am văzut acest chip, țin minte fiorii care treceau prin mine și nu puteau să se potolească, pentru că am și scris în carte. Sângele s-a recunoscut mai repede decât am cunoscut noi una despre alta. Apoi ne-am informat, am aflat atâtea cât o viață nu-ți poate aduce, îți aduce clipa. Dar cum a luat naștere acest volum, stimați telespectatori, Reconstituiri, probabil după filmul în care Ileana Popovici a jucat, scris de Radmila?
Adevărul e că eu cum am dus la Florițoaia, da? Nu știa nimeni cine sunt, de unde vin, pentru că părinții mei, adică tatăl meu, încerca să ia legături. Dar mai fusesei vreodată în sat? Nu, era prima dată când am fost în Basarabia. Și eu am avut mare emoție având încărcătura părinților mei care au iubit foarte mult locul de unde au fost nevoiți să plece. Și m-am dus cu mare emoții, dar nu cunoșteam pe nimeni. Știam că nu avem rude acolo, pentru că tăticul a încercat să trimită vești despre noi, să trimită cărți, pachete, și am aflat între timp că astea n-au ajuns niciodată acolo. Și am apărut eu, toată lumea se uita la mine curios, cine o fi venit din România. A venit o rudă sau ceva din România. Am un nepot care și el cântă muzică populară, Alexandru Cucu, foarte simpatic, așa, se uita foarte curios la mine. Se uită el, zice, zic, eu sunt mătușa, Elena Popovici. A dispărut la un moment dat, a venit cu telefonul, bineînțeles, în mână, un băiat tânăr și isteț. Și spune, vai mătuș, când am văzut și niște, a rămas portret. Și de atunci a rămas nepotul meu portret, pentru că atunci ne-am cunoscut. Eu le-am povestit câte un pic așa despre mine, eu i-am cunoscut pe ei, pe nepoții mei, și am fost foarte bucuroasă să-i regăsesc. Și din momentul ăla m-am simțit într-un fel datoare să ne cunoaștem mai bine. Și atunci am spus Radmilei că mătușă, că ce, cum, i-am zis, e vină la Buturugeni și îți povestesc despre mine, că aici nu avem loc. Am dansat, am mâncat, cum se mănâncă în Basarabia, și m-am simțit extraordinar. Și a venit Radmila la Buturugeni și am zis, uite, acum stăm o zi și o noapte și îți povestesc despre mine. Și tu, dacă vrei, ai să scrii o carte, eu îți povestesc. Și am stat acolo și ne-am povestit, eu i-am povestit, ea a reținut, a înregistrat și după aceea s-a gândit că ar fi bine să facem această carte. Foarte M-am frumos. Gândit că a fost un lucru de familie, de inimă, am fost foarte sinceră, poate am spus și prostii multe prin carte, dar asta sunt eu, am vrut să mă descoper lumea prin Radmila. Și a fost șansa vieții mele. E o mare bucurie să am așa o nepoată. Spuneți și dumneavoastră, nu? Radmila, draga mea, care sunt sursele tale de inspirație pentru, desigur, poemele pe care le scrii, pentru toate scrierile tale? Scriu din orice. Pentru că se întâmplă să meargă o furnică pe masă, da? Și să-mi genereze poezie. E ceva ce nu poate fi explicat, de unde vine și de ce uneori nu vine acea mare poezie și nu vrea să te aleagă, să treacă prin tine. Dar sunt atentă, sunt deschisă, am toți receptorii gata atunci când simt că a venit să las totul deoparte și să scriu ceea ce mi se arată. De multe ori spun că poemele îmi vin în imagini și poate în rânduri deja scrise, eu doar trebuie să le transcriu. Da, sunt multe volume de versuri frumoase scrise de Radmila și aș vrea, dacă se poate, cu vocea ei atât de caldă, să-mi recite o poezie, să spună câteva versuri dintr-o carte specială. Pot să deschid chiar. Sau pot și eu să fac, dacă vrei. Da, hai, fă-o tu. Draga mea Radmila, greierii vorbesc necontenit despre tine. Luna e tristă, pământul arde, pădurile țipă, cad păsările ca pietrele, dar tu taci. Plouă de ieri noapte, albinele au aripile ude, picioarele stupilor se frâng unul câte unul și putrezesc. Ai lăsat un cimitir de stupi, acasă pomii așteaptă atingerile tale, dar tu, Radmila, taci. Dar tu, tată, taci. Tată, ce frumos! Ce Pentru frumos. Că este un poem dedicat tatălui meu, care nu mai este printre noi. Ești fericită, Ileana, când vezi așa, sunt foarte fericită, așa foarte, personalitate foarte fericită. În spațiul românesc? Nici n-am cuvinte, nu am cuvinte. Mă bucur enorm pentru ea, pentru că
E nepoata mea, să zic că sunt subiectivă, dar este apreciată de oameni care știu despre ce e vorba. Și eu i-am spus de multe ori, să știi că eu de multe ori poate nu înțeleg așa de bine poezia ta, nu sunt obișnuită, dar i-am zis câteodată, dar e foarte multă tristețe câteodată, dar vezi, oamenii care trăiesc în locurile alea au nostalgia, nu știu, o au în suflet, toate cântecele sunt în minor, tot ce vorbesc este încet și așezat. Deci probabil că noi ar trebui să-i percepem așa cum trebuie. O sensibilitate aparte, nu mai spun că talentele care vin din Moldova de dincolo de Prut sunt deosebite. Toți și sunt valoroși, mă bucur enorm, da, pentru că e aici și merită să o cunoască lumea. Radmila, dar spune-mi, tu scrii vers pentru muzică și contează lucrul acesta pentru că este un alt tip de a scrie ca și cel pe care îl găsim acum în aceste cărți pe care mi le-ai arătat. Spune-mi câteva șlagăre care s-au născut pe versurile tale în Republica Moldova. Poate încep cu cele care s-au născut în România, că da, nu sunt atât de multe. Da, da, da. Eu am avut și am în continuare, sper să dureze, o colaborare frumoasă cu Gabriel Dorobanțu, da, pe da, care îl salutăm pe Gabi. Da. Și un cântec pe care și tata l-asculta ore în șir, Străino. Textul îmi aparține, muzică de Marian Stârcea, e un cântec care a cucerit foarte multă lume și mă bucur acest lucru. Mirabela Dauer este cea care cântă câteva texte pe care i le-am oferit, iar provincialii din România și mulți alții. Iar în Republica Moldova, Adriana Ochișanu, care a fost aici la dumneavoastră, cred că titrele au spus totul, adică multe dintre cântecele pe care le cântă, atât de muzică ușoară, cât și cele populare, sunt semnate de Coana mine. Cu Ana Barbu ai colaborat. Iar cu Ana Barbu am colaborat, Lumină Lină ei, chiar au fost câteva texte pe care n-a reușit să le mai înregistreze, așa și-au rămas pentru ea, nici măcar nu n-am pretins la ele să fie cântecele ei pe care le cântă acum îngerilor. Doamnelor și domnilor, am o surpriză pentru invitatele mele și pentru dumneavoastră, pentru telespectatorii care ne urmăresc acum. În studio va intra un artist al poporului Republicii Moldova, prieten foarte bun, acordeonist remarcabil, virtuos și complex muzician, absolvent al Academiei de Muzică, secția Instrumente Populare și fondator al Orchestrei Primăriei Chișinău, alături de fratele său, la fel de talentat. Doamnelor și domnilor, aplauze așadar pentru Vitalie Advaho!
Aplauze pentru Vitalia Dvahov. Te îmbrățișez, Vitalie, îți mulțumesc că ești aici. Te rog să iei loc pe fotoliu. Doamnelor și domnilor, Vitalia Dvahov, alături de fratele lui, ei au spectacole în întreg spațiu românesc, nu numai în Basarabia. Desigur că îi știu de la debut și am cântat împreună în foarte multe proiecte, așa cum se va întâmpla și pe data de 10 martie. Pe 10 martie continuăm împreună cu Vasile și Vitalia Dvahov și cu orchestra lor proiectul nostru drag de România noastră și vom avea, dacă vreți, partea a doua acestui concert la Sala Palatului. Pe 10 martie vom cânta alături de generația tânără. Și de ce am spus toată treaba asta? Consider că există o generație tânără pentru folclorul nostru românesc remarcabilă. Nu știu cum se întâmplă la muzica ușoară, dar pe partea de folclor și muzică populară, eu cred că sunt niște tineri foarte talentați care vin în urmă. În primul și în primul rând, eu vreau să spun că astăzi muzica populară a luat o amploare și se organizează niște spectacole cu scenografie, cu regie, cu grafică, cu sunet bun, cu aranjamente muzicale bune, cu un sound foarte și foarte bine pus la punct. Deci îmi pare bine că muzica populară nu doar este undeva la cârciumă, dar este adusă în scena mare și... Ce bine că e redescoperită de tineri, pentru că tinerii până la urmă sunt cei care duc mai departe folclorul nostru tradițional, de pe ambele maluri de Prut. Dar uite că voi pe lângă folclor mai cântați și alte stiluri de muzică și aș vrea să adaug experiența pe care ați avut-o la Eurovision în 2022, cea cu Trenulețul, de exemplu. Vreau să spun că, da, într-adevăr, reacționăm pozitiv la toate, nu știu, provocările, să spun așa, muzicale. Chiar am ajuns și la Eurovision cu Trenulețul. În pandemie nu am stat degeaba. Am zis noi, atunci ne-am întâlnit cu băieții de la Zdob și Zdup, împreună cu fratele Vasile, zicem, trebuie să facem ceva, că nu e bine, stăm acasă. Și am plecat, ne-am închis, am studiat, am lucrat și uite așa s-a născut Trenulețul cu care am ajuns la Eurovision. Adică nu trebuie să ne pierdem speranța niciodată. Te felicit, Vitalie, pentru toate realizările tale. Mulțumesc. Radmila, dragă, știi, vorbeam înainte să intre Vitalie pe scenă și spuneam că noi am făcut această, nu știu cum să o numesc, plachetă, nu știu, DDRM. Și eu spun că asta înseamnă drag de România mea. Dar am spus că nu înseamnă doar drag de România mea, înseamnă și drag de Republica Moldova. Și mai înseamnă un lucru, drag de Radmila și mătușa. Foarte frumos. Foarte frumos. Vedeți că toate se leagă la noi la TVR? Toate se leagă. Toate se leagă și să știți că sunt într-o situație mai nouă, pentru că îmi vine să își fac instrumentul din brațele lui Vitalie. De fapt, eu nu cânt la acordeon, dar am cântat la 10 ani, când tatăl meu a cumpărat un acordeon în sat, de la o învățătoare de muzică, și mi l-a pus în brațe și acum, pe fundalul discuției noastre, răsuna valurile Dunării. Și mi-am amintit că ceva țineam minte din acel cântec. Și vreau să încerc. Vrei să încercăm? Voiam doar să încerc. Hai, este te rog, aplauze pentru Radmila Popovici. Cu toate scuzele, n-am făcut școală muzicală. Te rog, din suflet, vino lângă noi. Ne ajuți, Emi Ciobanu. Draga mea, ești formidabilă. Te invit la canapea pentru că ceilalți doi invitați ai mei au primit distinția drag de România mea. Ei au mai fost la mine la emisiune. Data viitoare facem un duet. Da,
Negru, așa ar fi frumos, dar uite. Albe, negre. Ar trebui să recuperezi vreo 30 de ani, stai liniștit. Nu știam, Vitalie, că dacă știam, îți dai seama că nu stăteam așa. Da, eu. Doamnelor și domnilor, Radmila Popovici, pentru menirea de a dărui și altora din talentul și împlinirea ei. De la familia Gauzin, Livia și Ioan, un superb buchet de flori. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Paul, mulțumesc publicului, acestei seli care e plină de căldură, grație ție și căldurii inimii tale, pe care nu poți să o mimezi. Și mulțumesc mătușii că ea este vinovata atâtor uși deschise în viața mea și atâtor descoperiri frumoase. Aici, în țară, pentru că nici n-aș despărți Republica Moldova de România. E o țară care, din nefericire, încă e despărțită de o sârmă ghimpată care va dispărea la un moment dat. Mulțumesc foarte mult pentru apreciere și pentru deschidere. Mulțumesc tuturor! Și noi mulțumim, stimațele spectatori, până în publicitate vreau să mulțumesc partenerilor noștri fideli, Vlăsie Company, pentru că realizați toate brânzeturile după rețete tradiționale, printre care și celebrul cașcaval de Săveni, unicul certificat european din România. Mulțumim Grandi Gusti și familiei Duțescu pentru produsele minunate de la Târgoviște, pe care le oferiți tuturor invitaților noștri, dar și doamnei Maria Niței și hanului Mărioarei din Roman, unde poți petrece un weekend minunat și poți degusta produse tradiționale românești. Mulțumim prietenei noastre Silvia Richel pentru că ne susține și este alături de noi și de artiștii români care ne calcă pragul, dar și complexului Dor de Han din Ruseni, județul Neamț, care dispune de restaurant cu specific local, salon și cort de evenimente. Acolo este locul în care te simți ca acasă. Doamnelor și domnilor, mulțumim frumos Fermador România, un brand 100% românesc, producător de peste 20 de ani de carne de pasăre proaspătă și gustoasă. Puii sunt crescuți cu grijă în fermele proprii, cu hrana atent selecționată și sunt abatorizați într-unul dintre cele mai moderne abatoare din România. Mulțumim Laguna Resort din Focșani, un loc de poveste la cele mai înalte standarde și desigur doamnei Mirela Cristea care e alături de noi. Doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, Vitalie Advahov!